Ai, nu ne ghici care să-l facem? Da. Te rog. Spune așa, să se determine punctele critice ale funcțiilor f definite pe d cu valori în R, dacă... f definite pe d cu valori în R. Dacă f de x egal cu x la 3a minus 3x. F de x egal cu x la 3a minus 3x. Să termine punctele critice. Ce sunt punctele critice? De extrem. Punctele de maxim și de minim, da? Punctele de extrem, da? Puncte critice maxime minime și din ce știm? Lărgirile derivatei, nu toate, o parte din lărgirile derivatei sunt x și punctele de extrem. Notați-vă așa. Deci o parte din rădăcinile derivatei întâi, o parte din rădăcinile derivatei întâi, sunt abscisele, adică x și sunt abscisele punctelor de extrem. Am zis o parte. Te-ai uitat la mine nemulțumit. Tu știi că toate rădăcinile? Nu, e... Dar... Vorbesc doar de alea globale, sau... Nu. Numai rădăcinile derivate, în dreptul cărora asta schimbă semnul. A, da. Foarte da. Important, că poate să fie și o rădăcină dublă, sau... Nu? Da. Și nu schimbă. Sau multiple de ori din 4, acolo nu schimbă semnul derivata. Deci am zis cum o parte din rădăcini și sublinează o parte, de ce? O parte, în paranteză spuneți, deci, numai în dreptul acelor rădăcini ale derivatei în care, în dreptul acelor în care derivata schimbă semnul. Asta era important. Deci sunt x și punctelor de extrem numai acelea în care derivata schimbă semnul. În dreptul care derivata schimbă semnul. Adică vreau să spun că dacă sunt rădăcini întâlnite o dată, de 3 ori, de 5 ori, deci ordinul de multiplicitate a rădăcinilor trebuie să fie de ordin impar. De ordin impar. Concret, aici, x la 3a minus 3x, f derivat de x egal cu 3x pătrat minus 3, egal cu 0, ce se înseamnă? 3 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 egal cu 0, adică x1 egal cu 1 și x2 egal cu minus 1. Și când facem tabelul de variație a funcției, x și vin de la minus infinit la plus infinit. Dar nu facem și limitele în capete? Eu știam că se face f de 1 și f de... Dar aici nu avem nevoie. Da. Aici sunt la puncte critice. A, pentru da? Când facem și rulul acolo, ca să vedem alternanța de semn, toată povestea aceea. Aici ce spune aici? F derivat de x. Și aici f de x, da? Facem tabelul așa cât de cât, pentru a ne apropia de ceea ce e important. Minus 1. Studiul funcției, trasarea graficului, nu? Minus 1 și 1 derivata e 0, 0. Este x pătrat minus 1, deci minus pe aici, dacă vreți dau o valoare și vă vedeți că așa stau lucrurile. F de minus 1 este, cât este valoarea funcției în minus 1? Face minus 1 plus 3, 2, da? Și F de 1, 1 minus 3, minus 2. Funcția crescătoare. Pe aici. Prin derivata pozitivă, funcția crește, apoi descrește și crește. Și crește. Ce constatăm? Două puncte de extrem. Adică un punct de maxim și unul de minim. Și unul de minim. Avem max, max din f de x egal cu 2, valoarea maximă este 2, și se atinge pentru x egal cu pentru x egal cu minus 1 și min, e vorba de un minim local aici, da?
min de Vx și maxim de Vx locale egal cu minus 2 pentru x egal cu 1. Și am răspuns la întrebare. Punctele critice sunt acestea. Altă... Da, acum cu... Să se determine ABC aparținului R, pentru care se poate aplica teorema lui Rol funcțiilor și să se aplice aceasta dacă deci, F definită pe intervalul închis minus 3, 3 minus 3, 3 cu valoare R. Da. Așa. Dată de F de X având rețeta, F de X egal cu prin două formule. Da. A x pătrat minus 7x plus b minus 3 dacă x aparține intervalului închis minus 3, 0 deschis și x pătrat plus c plus 1 tot de mulțit cu x plus 1 cu x aparține intervalului închis 0, 3. 0, 3, închis, da? Da. Am mai dat drumul la cameră? Poate mi-am dat. Am dat. Mai uităm cu valoarea dacă o misiunea și acolo, cu misiunea de vechi. Bun. Care era teorema lui Rol? Teorema lui Rol. La fiecare schimbare de semn să avem o rădăcină. O rădăcină, de două semne. Nu are ce consecințe. Teorema lui Rol. Enunțul. Dacă e o funcție dată pe un interval AB și e continuu pe închis și este derivat pe deschis și f de a egal cu f de b și în capete egale, deși capete egale, atunci există cel puțin un punct C în interiorul intervalului în care derivata se anulează. Da? E derivat de C egal cu 0. Da. Deci încă o dată să mă spun că trebuie să știm teorema lui Rol. E asemănătoare cu cea lui Fermat. Nu, la Lagrange te gândești tu. Da, Lagrange. La Fermat era vorba că derivata se anulează în punctele de maxim și de minim. Ah, da. Și Lagrange era cu f de b minus f de a suprapă. B minus a egal cu f derivat de C. Da. Da? Ne întoarcem. Și zicem, teorema lui Rol spune așa, dacă e dată o funcție f pe un interval AB, pe un interval AB, cazul nostru la minus 3 la 3, și continuă pe închis, derivabile pe deschis, deci nu e obligatoriu să fie derivabile și în capete, e suficient să fie derivabile pe deschisul, adică fără capete obligatoriu, adică să nu luăm și capete. Și în capete egale, adică f de minus 3 egal cu f de 3, atunci există cel puțin un c, adică cel puțin o valoare din interior, care derivata se anulează. Cel puțin o rădăcină a derivatei, cum ar veni. Că dacă derivata se anulează, deci are cel puțin o rădăcină. Deci, 1. Trebuie să vedem. F continuă pe minus 3 3. 2. F derivabilă pe deschis. Minus 3, 3. Și 3 ai condiții în capete egale. F de minus 3 egal cu F de 3. Da? Atunci rezultă că există cel puțin un C, care aparține interiorul intervalului minus 3, 3, așa încât F derivat de C se face 0. Există cel puțin o rădăcină a derivatei. Ne interesează continuitatea, derivabilitatea și aceste trei condiții verificate. Hai să vedem. Este o funcție unde s-ar pune problem cu continuitatea derivabilității? În 0. Că restul este funcții elementare, funcții polinomiale de gradul 2. Deci continuă pe toată zona, până în 0 nu știu ce se întâmplă, că aici se produce trecerea. Da? Deci spuneți, condițiile
sunt condițiile continuitate, derivabilitate, sunt îndeplinite P minus 3, 3, cu excepția x egal cu 0, unde trebuie studiat. Unde trebuie studiat. Deci nu avem probleme decât în zeaba. Continuitatea în x egal cu 0. F continuă. Zidaria, Andreea. F continuă în x egal cu 0, dacă și numai dacă limita rațională a punctului 0. El ies în 0. Dar limita rațională a punctului 0 și egal cu f de 0. Echivalentul. Limita la stânga punctul 0. Limita la stânga 0. Da, în asta de sus. Da. Face pe minus 3. Da. Deci el ies în 0 egal cu B minus 3. El de în 0 face 1. 1. F de 0, valoarea funcției în punctul 0, trebuia să închid undeva. Da, da, da. Da, la doilea. Aici, da? Da. F de 0 face totul. Acolată din cele două lucruri, din cele trei condiții, B egal cu 4. Terminat problema. Fiindcă continuă, studiul derivabilității nu facem cu raport. F de x plus f de x. Derivăm și în derivată trecem la limită, da? Deci notați observații. Observații. Cum f continuă în x egal cu 0, atunci studiul derivabilității îl vom face astfel. Derivăm pe f și în derivată facem limitele laterale. Parcă face continuitatea derivatei. Da? Și în derivată facem limita la stânga și la dreapta lui 0. Nu-i chiar continuitatea, că acolo trebuia și valoarea funcției în punct. Da? Deci derivăm și în derivată. Atenție, numai dacă e continuu. Ai voie de chestia asta. Dacă nu-i continuu, e dramatic. Nu faci așa ceva. Deci numai pentru funcțiile continuă, altfel... Dacă nu-i continuă, nu poate să fie derivabilă. Păi, dacă funcția nu-i continuă, sigur că nu-i derivabilă. Dar povestea este că răspunsul a valorii derivate nu este același lucru obținut în situația în care ai face așa și faci cu limita raportului. Sunt lucruri diferite. O să vă arăt chestia asta. Punctele de întoarcere și punctele unghiulare ale graficului funcției, foarte, chestiuni de finețe. O să știi că orice funcție derivabilă este continuă. Adică, dacă am intrat, deci dacă am intrat în camera asta, deci mulțimea funcțiilor, cum vine, mulțimea funcțiilor derivabile e mai mică, un pic, față de mulțimea funcțiilor continue. În această idee trebuie să ținem cont foarte tare de studiul derivabilității. Când e discontinuă, nu se mai pe problema derivabilității, dar răspunsul corect al valorii îl obțin numai cu limita raportului incrementare de x minus f de x minus x0. Da? Stânga dreapta. Așadar, mă întorc. Și zic... Ce să zic? Zic că să derivăm. Am și o întrebare aici. Zici. Dacă fac raportul și îmi dă limita aia de 0, e derivabilă sau? Dacă faci raportul. Păi pentru derivabilitate există limita să fie finită.
Da, și zero e finit. Și atunci e infinit. Da. Deci bine. Da. E sigur că da. Când faci cu limita raportului, e de exemplu. Dar să nu dea infinit. Atât. Da? Deci să nu dea infinit. Funcția nu e derivată. În mod sigur, când funcția e discontinuă, studiul derivabilității îl faci cu limita raportului și faci stânga-dreapta, când e două exprimări acolo, ori îți va da infinit, ori va obține valori diferite. Da. Ca să nu fie derivabil, că finalul ăsta este. Nu trebuie să nu fie derivabil. Așa. Și acum să dăm, să facem ceva, f derivat de x. Stânga. Nu. Derivăm pe toată asta, egal cu. Da? Deci derivăm funcția asta cu cele două exprimări. 2ax. Minus 7. Pentru x aparține de la minus infinit. Da, de la minus 3. 0 deschis. Și egal cu 2x plus c plus 1 pentru x aparține de la 0 închis, îl luăm și pe 0, că trebuie să fie derivabil în 0. Deci nu se pune problema să nu fie derivabil, că atunci n-ar mai merge rol. Da. Da? Tocmai noi vrem să găsim constantele ABC în ideea că aplicăm în rol. Da. Deci, continuitatea și derivabilitatea în 0 o cere. Dar undeva să fie intervalul închis, minus 3? Minus 3, 0. Închid într-unul din capete. Dar nu și colo și colo. Tu ai avut și la... Păi eu știam că la... Nu, la minus 3 ziceam. Știam că... A, la minus 3 e închis. Păi, da. Când derivezi, noi... Adică da. Nu mai sunt așa sigur că în capete... S-ar putea să pierzi capete. Da. Adică nu-i pretenția ca și în capete. Da. De data asta este și în capete. E funcție elementară aici. Da. El spune așa, rol spune în felul următor. N-are pretenție să fie derivabilă și în capete. Da. E suficient să fie în interior. Da. Fără pretenția la capete să fie derivabilă. Da. Și acum el punctează, zice, o luăm sau nu o luăm? O luăm. De data asta, că e funcție elementară, este derivabilă și în capete. 0, 3, da? Și acum, cerem derivabilitatea. F derivabilă în x egal cu 0, dacă și numai dacă. F derivat stânga în 0, egal cu F derivat dreapta în 0. Echivalent cu? 2x minus 7 egal cu 2. Nu, minus 7. Minus 7, da. Minus 7 să fie egal cu c plus 1, nu? Da. Că stânga înlocuiți cu 0, pur și simplu. Da, da. Deci f de... Hai să zicem. Da, am înțeles. Deci înseamnă ce f de la stânga în 0, înseamnă limita la stânga în 0, în derivată, e egal cu limita la dreapta, în 0. Și ce înseamnă? Echivalent cu a spune că minus 7 e egal cu c plus 1, adică c e egal cu minus 8. Deci am găsit deocamdată pe, parcă pe B, din continuitate. B egal cu 4. B egal cu 4. Mai trebuia. C egal cu minus 8, B egal cu B egal cu 4. Și mai trebuie au. Avem condiția ca F de minus 3 să fie egal cu F de 3. Avem condiția F de minus 3. Știindu-i pe B și C. Exact. Deci F de minus 3 egal cu F de 3 echivalent cu a spune că 9A minus 7 ori minus 3, plus 21, plus B-ul 4 minus 3, adică 1, egal cu 9, da? F de 3, 9, plus C plus 1, 3 C plus 3, C-ul cât e? Minus 8. Nu? C-ul l-am găsit minus 8? Da, minus 24.
Deci vine minus 8 și cu 1 minus 7 ori 3, minus 21. Minus 21 și plus 1, echivalent cu 9a plus 22 egal cu 10 minus 21 minus 11, da? Adică 9a egal cu minus 33 unde a egal cu minus 33 pe 9 minus 33 supra 9 și egal cu minus 11 pe 3. A egal cu minus 11 pe 3. Și am găsit ABC încât să putem aplica ROM. Nu? Asta era. E vreo greșeală? Nu. E bine că n-am greșit. Dă-te mai departe o altă problemă. Tot așa. Dar alte funcții. Alte funcții. Dacă este o repetiție... E f pe intervalul minus 1 și f minus 1. Și ceva cu un logaritm natural. Hai, ți se pare mai interesant? Vrei să o facem, da? Hai să o facem. Eu mă tot aștept să văd dacă rămâi timp să fac o discuție a unei ecuații după un parametru și rol. Ați făcut așa o discuție? La clasă? Nu. Stai așa. Dacă n-ați făcut-o, am eu cu mintea de am și eu de politică. Așa. Hai să vedem și ce chestiune mai ceri tu. Ai și tu niște întrebări de la Andrei, da? Da. Da, nu-s așa. Să vedem, să epuizăm ocazia asta, rolul și rol, de rol, de rol. Rol. F de fiind pe intervalul închis minus 1, e minus 1. Minus 1, e minus 1. Da. Cu valori R. Având da. Exprimare, F de X. Tot, e 2. Deci. Da. A X pătrat plus B X plus C. Pentru x aparține intervalului închis minus 1, deschis 0. Și logaritm natural din x plus 1. Pentru x aparține intervalului închis 0 la e minus 1, închis. Tot în 0 problema, nu? Da. Hai, dăm drum. Continuitate. În x egal cu 0. Deci 0 este problema noastră. Limita asta în la 0. Egal cu ce? Așa. Egal cu funcție punct, da? Da. Adică echivalent cu ar spune că C egal cu logaritm natural din 1 cu 0. Da? C egal cu 0. Ca locui pe x cu 0, logaritm din 1 este 0. Derivabilitatea. X egal cu 0. E derivat de X. Ne permite să derivăm. Egal cu 2AX plus B. Pentru X aparține de la minus 1 la 0 deschis. Și egal cu 1 pe 1 pe X plus 1. Pentru X aparține de la 0 la e minus 1. Și atunci f derivat stânga în 0 să fie egal cu f derivat dreapta în 0 echivalent, va spune b egal cu 1 supra e. Că pe x să locuim cu e minus 1 1 pe e. Și am găsit pe a și pe b. Nu? Nu pe C și pe B. Da. Și acum, F de minus 1 egal cu F de E minus 1. E minus 1 echivalent, va spune că A 2 au aici în locuim, da? Nu în derivat. Da.
A minus B. A minus B plus C. Nu. A minus B. Au este minusul de A minus B și ce este 0. Dar și pe B putem locui. A minus 1 pe E. A minus 1 pe E egal cu F de E minus 1 logarit natural din E. Face 1. Echivalent va spune că A egal cu 1 plus 1 pe E, adică E plus 1 supra E. S-a găsit ABC în condiții certe. Și dacă mai ai tu? Nu, cam mai spune. Da? Bun. Acum să zicem așa. Să se discute după A numărul rădăcinilor și intervalele în care se găsesc acestea pentru ecuația. Asta se face la polinom. Da, la polinom. Deci se discute după A numărul rădăcinilor și intervalele în care se găsesc acestea pentru ecuația atașată polinomului următoare. Polinomul este F egal cu X la a treia minus 3X plus A. Și atunci ce mai derivă? Unde A este un parametru, A este un parametru real. Am să mă întorc din nou la teorema lui Rolle. Să mai revăd o dată, să întreg bine. Și să văd cum pot exploata această teoremă în cazul X de device. Deci, funcția aceasta, F, e definită pe R cu valori în R, pe funcții polinomiale, mai am nicio treabă. F cu X la 3 minus 3X plus A. Dar teorema lor se zice așa. Pe o funcție definită pe un interval. Nu pe R. E o ciudățenie aici. Ce spunea? F definită pe intervalul AB cu valori în ea. Și dacă unul F continuă pe AB, 2 F derivabilă pe AB deschis și 3 în capete egală, F de A egal cu F de B, atunci, rezultă că există cel puțin, spunem, există cel puțin un C care aparține deschisului AB din interiorul intervalului, așa încât derivata în punctul acesta egal cu zero. Adică spune așa că există cel puțin o rădăcină a derivatei. Da? Există cel puțin o rădăcină a derivatei. Să căutăm rădăcina derivatei. Și să... Pentru exercițiul nostru. Pentru exercițiul nostru. Dacă în loc de AB, de fapt, ce vreau să spun? Vreau să văd, prind o consecință. Deci, autorul, teorema lui Rolle spune așa, că dacă ai o funcție care te prezintă aceste condiții și funcția de mai sus, polinomială, deplinește condiții pe orice interval ai luat tu. Că dacă pe tot ierul face asta, pe intervale, sub intervale ale lui el, sub mulțimea lui el, cât mai mult. Consecința spune așa. Între două rădăcini consecutive ale derivatei, se află cel mult o rădăcină a polinomului. Scriți așa. O consecință a teoremii lui Rolle este următoarea.
între două rădăcini consecutive, între două rădăcini consecutive ale derivatei, sumează consecutive. Pe două rădăcini consecutive trebuie să se află cel mult. Se află cel mult. Rădăcina funcției. O rădăcina funcției. O rădăcina polinomului, cum e cazul nostru, da? Cel mult. Deci între două rădăcini consecutive și cu cel mult sublinez. Știu că și Bolzano parcă are teorema, nu? Da. Dacă f de a ori f de b mai mic decât 0, adică dacă se produce variația de semn la capete, atunci apare, nu poți trece de la darbu, mai ales darbu vine aici. Nu poți trece la o valoare la alta, poți trece prin toate valorile intermediare. Da. E mai mult la darbu aici. Dar hai să ne întoarcem să insistăm pe coșii. Pe coșii, pe roa, consecința asta. Spune cum? Între două rădăcini consecutive ale derivatei, se află cel mult o rădăcină a polinomului. Eu zic că s-ar afla două. Merg prin reducerea absurdă, da? Presupunem, da? Deci demonstrația, aceste termeni, demonstrație. Presupunem că între două rădăcini ale derivatei s-ar afla două rădăcini ale polinomului. Deci, rădăcinile derivatei sunt acestea. Hai să notăm cu x1' și x2' rădăcini ale derivatei. x1' și x2', da? x1', virgulă x2', consecutive. Adică n-ar mai fi o alta a derivatei. Ele sunt una după alta x1', x2'. Nu mai există nicio altă rădăcină. Atunci, pe intervalul x1', x2', da? Pe intervalul acesta aplicăm rol. Adică, ce face el pe intervalul respectiv? Am zis că presupune că ar fi două rădăcini, s-ar afla două rădăcini ale polinomului, da? Dacă s-ar afla două rădăcini ale polinomului, ne rătăm cu x1 și respectiv x2 rădăcini. x1 și x2. Adică ce se întâmplă? F de x1 egal cu f de x2, f de x1 egal cu f de x2 și egal cu 0. Că se rădăcină noi cu f. F de x1 egal cu f de x2 și egal cu 0. Dar unde? Presupun că s-ar afla două rădăcini în intervalul x1', x2', da? Deci între cele două. Deci se întâmplă așa, că x1' mai mic decât x1, mai mic decât x2, mai mic decât x2'. Deci eu ce am zis? Presupunem că de două rădăcini consecutive s-ar afla două, x1 și x2, da? Da. Și acum, pe intervalul x1, x2,
nu pe intervalul x1 prim și x2 prim, ci pe intervalul x1, x2. Care este și el un interval de sine stătător, da? Pe intervalul x1, x2 aplicăm rolă. Și atunci avem 1 f continuă pe x1, x2. 2. F derivabilă pe deschisul x1, x2. Poate chiar pe tot închisul. Da. În capete este egală. F de x1 egal cu f de x2 și egal cu 0. Că x1 și x2 sunt cele două rădăcini ale polinomului. Și atunci, conform lui Rolle, conform teoremei lui Rolle, există cel puțin un C care se află între x1 și x2. Există cel puțin un C între x1 și x2, așa încât f derivat de C se face 0. Deci C unde este? Pe aici. De asta dar nu mai sunt consecutiv x1 prim și x2 prim. Da. Deci, dacă eu mă încăpățesc să cred că ar fi două rădăcini ale polinomului, contrazic ideea că x1 prim și x2 prim da. Sunt consecutive. Ce a spus consecința? Între două rădăcini consecutive ale derivate se află cel mult o rădăcină a polinomului. Că dacă presupui că ar fi două, acolo, pe intervalul x1, x2 din interior, ar mai fi o rădăcină derivată și este greșit că noi am luat consecutiv. În concluzie, să nu mai îndrăznesc că să presupun că ar fi două, că, iată, o dau greș de tot. Da? Deci nu mai îndrăznesc de acum. Deci rezultă presupunerea făcută falsă. Pentru că se contrazice? Se contrazice consecutivitatea rădăcinilor derivate. Asta e superb. Acest lucru, această consecință, este de mare folos. Și iată concret cum facem. Deci, voi trebuie să înțelegeți că la fiecare valoare a lui A, am alt polinom. Adică, ceva egal cu 0 acolo. Am schimbat A-ul, altă ecuație. Eu vreau să rezolv toate ecuațiile. Deci vreau să rezolv toate ecuațiile dându-i A valorile de la minus infinit la plus infinit și să spun câte rădăcini va avea și unde sunt acestea. Mare pretenția mea. Deci curaj mare am acum ca să fac toate ecuațiile. Sunt o infinitate ca o parcă și pe el. De aceea mizez pe rezultatul de mai înainte și am să fac în felul următor. Fac derivată, că am zis că îmi trebuie derivata cu rădăcinile sale. F derivat de x este egal cu 3x pătrat minus 3. Egal 0 înseamnă x1 egal cu 1 și x2 egal cu minus 1. Fac un tabel pe care să urmărim x și la minus infinit la plus infinit. Dar, în același timp, am să mă duc și pe o verticală, că am să am și un studiu al lui A, care vine, eu vreau toate ecuațiile, au tot de la minus infinit la plus infinit. Da? Deci, am nevoie de acest lucru. Și aici rădăcinile sunt minus 1, respectiv 1. F de minus 1 cât este? F de minus 1 minus 1 plus 3, 2. A plus 2. Deci A plus 2. Și cealaltă este 1 A minus 2. De acord? A plus 2 și A minus 2. Și acum, nu mi-a dat aici o valoare concretă. Că aș face limita la minus infinit cât este?
minus infinit la 3 minus infinit. La plus infinit este plus infinit. Indiferent ce a voi pune. Nu, limita o fac după x, deci ai un parametru acolo, un număr. Constant. Corect. Acum mi-ar trebui să văd semnul la plus 2. Că dacă aș ști semnul la plus 2, aș vedea variații de semn. De la minus la plus. Nu pot să trec de la minus la plus fără să trec și prin 0. De aceea, eu pe a plus 2 deoparte. A plus 2 egal 0. Fac un tabel de variația semnului pentru a de la minus infinit la plus infinit. Și a plus 2 unde se anulează? În minus 2. Este 0, minus și până mă plus. Și acum semnul ăsta îl pun pe vertical acum. Da? Exact așa, cum întorc așa. Deci a plus 2 va avea ce semn va avea? Unde este? În minus 2. În minus 2 este 0. Deci în minus 2 este a plus 2, 0. Spre minus infinit este minus. Și pe un plus. Deci, se înțelege, Andreea? Da. A luat și l-a pus pe verticală. Aici, așa. La a minus 2, în 2 devine. A minus 2, în 2. Devine 0, minus și până un plus. Și acum, încadrez fiecare valoare găsită. Minus 2, 2. Și aici o să zic discuții. Cel mai important lucru l-am lăsat la sfârșit. Discuția. Aici este de fapt toată povestea. Și acum. Dacă am mai mic. Când au vine de la minus infinit până la minus 2. Când au vine de la minus infinit la minus. Cât este la limita la minus infinit tot timpul? Minus. Este minus infinit, minus până tot timpul aici. Când a vine de la minus infinit la minus 2, adică acesta este orice număr de la minus infinit la minus 2, am să am. Aici cât este tot timpul? Plus. Plus infinit, indiferent de a. Aici n-am variație de semn. Aici nu am variație de semn. Aici am, de la minus, trec la plus. Am o rădăcină. Am o rădăcină. Deci aici am o rădăcină. Și care e concluzia? Polinomul are, există pentru x1. Păi pentru a este da. Pentru a de la minus infinit la minus 2. Nu mai scriu. Da, da. Te rog să vede. Există x1 care aparține de la 1 la plus infinit. Iar celelalte două, x2 și x3, sunt complexe. Sunt din cer. Deci pentru o polinomul ăsta, ecuația atașată de gradul 2, de gradul 3, am o singură rădăcină reală, iar celelalte două sunt complexe. Când a egal chiar cu minus 2, când a egal cu minus 2, deci dacă în loc de a pun minus 2, și rezolv, am două rădăcini egale cu minus 1. Deci x1 egal cu x2. X1 egal cu x2 și egal cu minus 1. Iar cea de-a treia... Tot așa. De la 1 la plus infinit. Da. De la 1 la plus infinit. În zona de la minus 2 la 2, când am uit la minus 2 la 2, am una, două, trei rădăcini distincte. Deci eu să am x1 de la minus infinit până la minus 1, apoi x2 de la minus 1 la 1 și x3 de la cine? La 1 la plus infinit. În m egală cu, când a egal chiar cu 2, am să am o rădăcină de la minus infinit la minus 1, x1 aparține la minus infinit la minus 1, iar x2 egal cu x3, și egal chiar cu cine? Cu 1. Dubla. În 1. Când e a aparține la 2 la plus infinit, 2 la plus infinit, se întâmplă, avem, de fapt nu mai scriu asta, ci avem o singură rădăcină de la
x1 de la minus infinit, minus infinit la minus 1, iar celelalte două x2 și x3 sunt complexe. Și terminat discuția. Am discutat toate ecuațiile posibile, plimbându-l pe a de la minus infinit la plus infinit, și am răspuns că dacă a este aici un număr de la minus infinit la minus 2 și rezolv toate ecuațiile acelea, am să am o singură rezolvare și la două complexe. Deci, vedeți, am discutat toate infinitatea de ecuații care se pot formula. Ceasul? Fără 20. Fără 20, mai avem timpul, fii, da? Să răspundem și la întrebarea ta. Deci, așa este discuția după un parametru, da? Discuția după un parametru interesantă pe care trebuie să o vedeți. Tabel cu dublă intrare. O dată după x și după parametrul care intervine. Bun. Zi-mi, Andrei. O secundă. Era o fetiță de la Bihor, parcă, la Bistrița, clasa 10-a. M-a speriat că vine chiar cu o problemă și să ne pun acum să rezolv ce la inducția, nu la inducție, la analiza combinatorică. Și am spus, de la 9 la 10, la 9 la 10 și dacă ai ceva interesant, vino. Îți mă amintești anul trecut? Au vorbit de tine și am amintit-o, o zi lecțiile tale. Lecțiile care ieșeai tu la tablă și făceam acolo inducție. Da. Analiza combinatorică, TK plus 1, prins între două numere, nu știu ce, cel mai mare dintre ele, TK. Da, TK plus 1 față de TK și TK plus 2. Dar cel mai mare era cuprins. Care este, al câtelea termen este acela? Deci erau niște chestii frumoase, mai multe, din nou Newton, și acolo găseam tot felul de chestii. Te rog. Am o ecuație. Te rog. Determinați valorile reale ale lui M. Determinați pe M real. Pentru așa care inegalitatea logarit în bază M minus 1 supra M plus 1. M minus 1 supra M plus 1. Din X pătrat plus 3. Este mai mare sau egal cu 1? Nu mai egal ca 1. Și adevărată pentru orice X real. Să găsim valorile M pentru care este adevărat oricare X real, nu? Da. Deci cine este M? M egal cu cine? Așa încât asta să fie adevărată oricare ar fi X real. Mai întâi ca să vorbim de logarit, că stăm de vorbă cu el. Mă zice existență, da? Baza mai mare ca 0 diferit de 1, deci M minus 1 supra M plus 1 mai mare strict decât 0, nu? Da. Și M minus 1 supra M plus 1 să fie diferit de 1. Și argumentul, X la 2 plus 3, mai mare X la 2 plus 3, mai mare ca 0, da, este. Acum, pentru asta, ca să fie mai mare ca 0, ar trebui să facem semnul fracției. Unde este? Între minus 1 și 1 are? Sau minus infinit minus 1? E unic cu 1 plus infinit. De parcă am face semnul lui M pătrat minus 1 mai. M pătrat minus 1 mai mare ca 0. Când facem tabelul, zicem M de la minus infinit la plus infinit. Minus 1 și 1. 0. Și 0. Și dacă luăm pe 0, face minus 1. Minus este aici, da. Plus așa. Între minus infinit minus 1, reunim cu 1 plus infinit, da? Deci asta e echivalent. Cu M aparține intervalului. Mai puțin valoarea 1. Da. M aparține de la minus infinit la minus 1 deschis, reunit cu 1 plus infinit deschis. La ambele capete, că era strict inegalitatea, deci limpede, așa trebuie făcut.
Acum, noi luăm negația egal cu 1, dar niciodată vine minus 1 egal cu 1, niciodată. Deci asta este deplinit în mod natural, ca și cealaltă. Da. Înseamnă că aici discutăm. Trebuie să găsim valorile lui M de aici, din zona asta, ca să vorbim de logaritm. Și acum, o să avem. Atât a fost, că 1 la puterea e tot 1. Nu, hai să vedem pe 1 cum o scrie. Da. Deci vine logaritmul în baza M minus 1 supra M plus 1 din X la a doua plus 3 mai mare egal decât în loc de 1, zicem logaritmul în baza M minus 1 din M în baza M minus 1 supra M plus 1 din M minus 1 supra M plus 1, da? Că face 1 asta. Și acum, vreau de la voi. Să a doua plus 3. Da? Mai mai să cred că... Nu, tot timpul. Pentru depinde de bază. Dacă baza e subunitară... Facem discuția. Ah. Așa. Cazul întâi. Dacă e minus 1 supra M plus 1 e mai mare ca 1, e bază supraunitară, rezultă că se păstrează sensul inegalității. X la a doua plus 3 mai mare egal decât M minus 1 supra M plus 1. Da? Dacă, cazul 2, cazul 2, dacă M minus 1 supra M plus 1 e cuprins între 0 și 1, că e mai mare ca 0, e rezolvat treaba. Da. Avem condiția asta. Atunci, sensul inegalității se schimbă. X la a doua plus 3 e mai mic, da, egal decât M minus 1 supra M plus 1. Deci baza supraunitară conservă, baza subunitară schimbă. Și acum începem discuția. Vedem că se întâmplă chestia asta. Când e minus 1 supra e plus 1 mai mare ca 1, ducem pe 1 în stânga. Deci, hai să vedem cazul întâi. Am M minus 1 supra M plus 1 minus 1 mai mare ca 0, echivalent. Poate zice că M minus 1 minus M minus 1, totul supra M plus 1, atenție, se păstrează numitorul. Dacă ai tendința să schimbi, să elimini numitorul, da, e greșit. Nu e egalitate și nu... Sigur că da, așa. Se aduce contribuția la semn. Da. Mai mare ca 0, echivalent, M cu M, minus 2 supra M plus 1, mai mare ca 0, mulțim cu minus 1, ceea ce ar însemna că M plus 1 mai mic ca 0, nu? Ca să facă minus pe minus face pozitiv. Deci M plus 1 mai mic ca 0, adică M echivalent, cum aș spune, M mai mic decât minus 1. Deci, dacă suntem în cazul 1, e ca și cum aș spune, M mai mic ca minus 1. Adică, cazul 1. Și la urmă le intersectăm. Sigur, e treabă. Cazul 1. Dacă M aparține de la minus infinit la minus 1 deschis, atunci avem de rezolvat în ecuația următoare, x pătrat plus 3 mai mare egal decât M minus 1 supra M plus 1. Deci tot în stânga și echivalent cu a spune că x pătrat plus 3 minus M minus 1 supra M plus 1 mai mare egal de ca 0. Ei, despre M plus 1 cum știm că este tot timpul? M plus 1 este negativ pe zona asta. Așadar, s-a dus la același numitor peste tot, echivalent cu x pătrat pe lângă M plus 1 minus
plus 3m plus 3, da? Plus 3m plus 3, minus m plus 1, totul supra m plus 1 să fie mai mare egal decât 0. Echivalent cu, cum am spus că este m plus 1? Negativ. Negativ. E minus ăsta, da? Și atunci, toată asta să fie negativă de sus. Echivalent cu a spune că x pătrat pe lângă m plus 1 plus 2m. 3. Da. Plus 2m plus 4 să fie mai mic egal ca 0 oricare ar fi x real. Foarte important. Acum atacăm cu problema oricare ar fi x real. Și când e tot timpul negativ, indiferent ce x real mai mic decât 0 și m plus 1 să fie tot. Deci ca să pui minus la un capul la altul în tabelă la o funcție de gradul 2, nu știm bine, să aibă rădăcini și funcția să fie în totalitate sub grafic, da? Păi, dacă vreau să mai mare ca 0. Da. Nu, ziceam. Da, atenție multă. Deci delta să nu traiați aici, o să nu treacă deloc. Deci, asta, dacă și numai dacă, ca să fie, parabola asta să fie în totalitate sub axa x-ilor, înseamnă să aibă un maxim. Da. Vârful parabolei să fie încă negativ sau cel mult 0. Da. Și care e vârful parabolei? Și da, mai e o condiție. Mai întâi, când parabola e cu vârful în jos, cu vârful în sus și ramurile în jos? Când deci, au este... Mai mic decât 0. Mai mic ca 0. Deci asta se întâmplă. Dacă a mai mic ca 0, și când mai se întâmplă? Am zis delta mai mic ca 0. Deci delta, spui tu, mai mic ca 0 ca să n-ai rădăcini reale. Delta mai mic ca 0. Aici trebuie să facem o discuție. Sper cum avem timp. Cât mai este ceasul? 5 minute. 5 minute. Tu mâine la 7:30. Și am șters. Ne oprim. Ne oprim, ca așa e corect. Respectăm, putem chemuie așa. Mai este și mâine o zi. Și facem și mâine treaba asta. Știm unde am rămas. Ne oprim aici. Discutăm poziționarul de ce mă fac într-un interval alfabeta. O să vedem exact. La revedere. Seară. În seara de acum, n-am făcut discuția, mă, mai ceartă băiatul. Da, sinteza. Sinteza orei. Evinco, ești foarte tare. Îmi place. Foarte frumos. Discuție laborioasă. Da. Ne punem mintea la treabă, nu discutăm. Asta e pe clasa a noua. Da. Dar se duce și cu a 10-a, că e cu logaritmul. Așa, ce-am făcut aici? Teorema lui Rol. Teorema lui Rol. Șirul. Așa. Șirul. Da. Discuția după un... După un da. Discuția... După... un parametru după discuția după un parametru a numărului rădăcinilor și intervalele care se găsesc, da? Da. A numărului rădăcinilor și intervalele
în valele în care se găsesc. Găsesc acestea. Da, în care găsesc acestea. Apoi, acum am făcut o inecuație. Da? O inecuație. Inecuație logaritmică, da? O inecuație logaritmică. Discuție după un parametru, da? La revedere și ne-ar vedea pe seara asta. Acum dezechipăm rapid.